Spitalele românești sunt oricum decimate. Sute de medici au ajuns ca în loc să se ocupe de bolnavi, să se trateze ca pacienți. Virusul a infectat aproape toate spitalele mari din capitală. Azi, la cel mai important spital de boli infecțioase din țară, Matei Balș, 5 cadre medicale au fost depistate pozitiv. Spitalele din București cedează rând pe rând în fața virusului invizibil. Ultimul bastion, Institutul Matei Balș, unde sunt tratați doar pacienți cu coronavirus. 5 cadre medicale s-au îmbolnăvit aici. 2 medici, o asistentă și 2 infirmiere. Sunt asimptomatici și au fost izolați chiar la locul de muncă. Aproape 70 de cadre medicale din capitală se luptă acum cu virusul pe cont propriu. Sunt de la diferite spitale: Universitar, Matei Balș, Victor Babeș, Obregia, Militar și Gerota. La spitalul Obregia, o a doua secție a fost închisă după ce un doctor s-a infectat, dar nu în spital, ci cel mai probabil la cumpărături. Am fost sunat de medicul respectiv și mi s-a spus că a fost depistat pozitiv. A avut o simptomatologie ușoară și a vrut să vadă dacă este ceva și a ieșit pozitiv la testul COVID. Ancheta epidemiologică nu a putut depista un pacient sau un caz cu care a intrat medicul în contact. S-a presupus că este o sursă din afara spitalului. Medicul le-ar fi spus colegilor că a ieșit să cumpere un televizor. E singurul moment pe care l-a putut obiectiva medicul respectiv ca un contact mai apropiat cu o persoană pe o perioadă mai lungă de timp, 10 minute, un sfert de oră. Soția doctorului, care e la rândul său medic la spitalul Obregia, s-a testat, iar rezultatul său e negativ. Virusul l-a luat însă o asistentă care lucra pe aceeași tură cu medicul. Între timp, 4 cadre medicale de la spitalul Gerota au învins virusul. Au fost externate astăzi, dar nu se vor întoarce acasă, ci vor intra în izolare. 31 de zile poți contamina chiar dacă ești negativ în testări. Și atunci e bine să te izolezi, dacă ai posibilitatea, măcar încă o săptămână. Noi, din calculele noastre, momentul de contaminare a fost undeva la 21 de zile. Deci ne-am mai trebuit, teoretic, 10 zile ca să ieșim din zona asta de pericol de a infecta pe alții la rândul nostru. Nu ne-a întrebat nimeni dacă avem unde să ne ducem, dar ne-am organizat și ne vom izola în camere separate, cu toaletă separată. Spitalul Gerota, prima unitate medicală din București focar de COVID-19, a ieșit ieri din carantină și în curând va primi noi pacienți. Ne vom izola atât timp cât vom putea să o facem. Dacă vom fi chemați la muncă, forțați, ne vom duce. Între timp, tot mai mulți medici reclamă lipsa de echipamente și, mai periculos, spun ei, lipsa circuitelor și a procedurilor menite să-i protejeze pe ei și pe pacienții sănătoși. Aseară aveam 5 măști în spital, măști simple, nu vizetă, nu filtru. E scandal zilnic că nu există circuit separat în spital pentru suspecți. Era holul plin de oameni. Oamenii sunt speriați de infecție, par lipsiți de energie, dominați.